Bună, fetelor! Majoritatea care deja mă cunoașteți și mi-ați urmărit tutorialele știți despre mine că eu îmi rod unghiile încă din copilărie, așa că am găsit o metodă rapidă de a-mi face unghiile la nevoie și vă voi arăta și vouă în acest tutorial. Voi face cu tipsurile reutilizabile de la IAS, lampa tot de la IAS, le găsiți la ei pe site. Este o lampă foarte bună, singura, care usucă într-adevăr. Vă voi arăta și produsele pe care eu le folosesc. Am pensula specială pentru poligel. O găsiți pe Global. Poligelul. Soluția pentru poligel. Nail prep și primer. Paharul în care am pus soluția pentru poligel, baza și topul. Toate produsele, în afară de lampă și tipsuri, le găsiți pe Global Fashion și aveți reducere de 10% cu codul DIEZ Evelina Petre. Bun. Acum că v-am arătat produsele, le voi da într-o parte. În prima fază îmi voi curăța o unghie. Voi aplica soluțiile pentru pregătire, nail prep. Nail prep-ul se aplică pe toată suprafața plăcii unghiale. Acesta poate fi aplicat și cu pensula pentru gel, dar acum nu am la îndemână. După care vin și aplic primer. Acesta este de la Moira, dar găsiți și la Global pe site. Vin și aplic primer. Aveți grijă să nu vă atingeți cuticula sau la faldurile. După care vin și aplic un strat periat de bază. Eu voi aplica cu pensula de la sticluță, dar cel mai bine am găsit, o întindem cu pensula pentru gel. Și usuc 30 de secunde. Acum, după ce s-a oprit lampa, îmi voi alege tipsul. Am ales tipsul. Ce este foarte important este ca el să intre sub fald, după care când îl coborâm să nu punem presiune pe tips, iar el să vină perfect atât în șanțul periunghial dintr-o parte, cât și în cealaltă. În momentul în care îl coborâm să vină perfect. Ne oprim în momentul în care tipsul ajunge la nivelul șanțului periunghial. Pas. Voi lua poligelul. Fetelor, vă recomand cu drag produsele de la ei. Cine știe și mă urmărește de când fac YouTube știe că eu nu recomand produse care mie nu-mi plac și produse pe care eu nu le-am folosit. Așa că vă recomand cu drag produsele de la ei. Tocmai am făcut și am postat un tutorial care se numește tot necesarul pentru a face unghii. Acolo găsiți toate produsele pe care eu le folosesc de la ei. Acum, voi lua, îl voi pune în tips, după care cu pensula am să vin și am să trag ușor. Nu trebuie să ne rămână mult material în apex, apoi să îl ducem. Ok. Ups. Și acum
Vin, mă apropii, îl aplec, până am ajuns în șanțuri, m-am oprit, voi întoarce și îmi voi trage materialul să nu mă chinui după să îl finisez cu freza. Am scos surplusul. Aici eu am puțin, așa, chiar și aici, iar acum vin cu lampa și îl usoc. Deci am ales să vă arăt cu poligel pe unghiuroase, pentru că dacă v-aș fi arătat cu gel, gelul fiind mai fluid, în momentul în care aplic tipsul, gelul este fluid și nu stă lipit de placa unghială, încât eu să pot întoarce degetul și să-mi scot de acolo surplusul de material. Dar la poligel și la acrigel rămâne și îl pot scoate. Strâng și îl scot. Și așa arată unghia, nu are nevoie nici măcar de top. Este perfectă așa cum este.